Un EPR o să vrea o alternativă la Partidul Social Democrat. Un EPR-ul este un partid cu reprezentare parlamentară. Un EPR-ul este un partid care are norocul să aibă și un ministru deocamdată, să negocează și alte posturi, poate în cabinetul Boc 6, că de acum a ajuns la Boc 5, însă un EPR-ul aici în Bacău, ați văzut de-a lungul timpului și la această emisiune și la alte emisiuni, vrea să se organizeze. Sâmbătă are o conferință județeană, o conferință de alegeri în care poate vom vedea și noi exact cum stă acest partid pe șichierul politic băcăuan. Însă, UNEPR-ul vine și vrea să spună lucrurilor pe nume, cel puțin